Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, salut voios de pionier! Este ziua în care populația României, de pe vremuri, a cunoscut o schimbare majoră în istorie și când zic o schimbare majoră, chiar că a cunoscut o schimbare majoră, că am schimbat aliații, prietenii, am schimbat forța armată și direcția în care îndreptam țeava puștii. Dincolo, în direcția astrălaltă. Pentru că brusc românii au simțit nevoia, zi-mi, te rog, că nu s-a blocat nimic pe aici, românii au simțit nevoia să fie corecți. Da? După ce am sprijinit forțele militare alelalte, am trecut în direcția hailaltă. Diverse chestii politice au dictat această mișcare, evident, lucru care a dus în România la ce are, mă frate, lucru care a dus în România la introducerea unui nou regim, a unui nou tip de politică. Bă, ceva nu e în regulă, bă, frate. Eu mor cu tableta asta sau cu internetul. Ceva își bate joc de mine. E că te să mai caut toată. 23 august, da? Am uitat să iau sunetul ăsta. O să auziți tot ce clipocesc aici. 23 august. Așa. Vă spuneam, care a dus la schimbarea politicii în România și care a dus la apariția pentru români a aproape unei jumătăți de veac de bine, care s-a numit atât de pompos epoca de aur undeva mai târziu. Da? N-am să încep cu poporul român care, cum spunea cineva, de m-a pus și râsul la un moment dat, ascultam pe om, așa era de convins de faptele de arme și de vitejia armatei române. Hai să lămurim o chestie. Armata română, eu sunt convins că mai ales în al doilea, în războaiele astea idiote pe care le duce omenirea, în loc să stea acasă, să crească copiii, se duc și eu moară pe altora. Oamenii care îs acolo ar prefera să fie în cu totul alt loc. Este? Ba, am făcut cu toți armata. Cei de o anumită vârstă. Și acolo, ăia din armată, pe timp de pace, ar fi preferat să fie acasă, în loc să stea ca boi acolo și să piardă un an sau doi din viață învățând chestii care nu-i ajută la nimic. Pentru că, hai să recunoaștem, eu am făcut armata la transmisiuni. Nu mi-e de a recunoaște, au trecut 20 de ani de atunci, mai bine 22 de ani aproape de când am terminat cu armata, ducă-se pe apa sâmbetei, nu, cred că mai e secret militar sau de stat. Am făcut armata la transmisiuni, la care-i? Voi chiar credeți că după 22 de ani, dacă mâine ar fi război, o să mă sune ministrul apărării să-mi spună, Neamț, hai repede că trebuie să facem împreună ti-ti-ti, ta-ta-ta? Că asta am învățat, morse! Am învățat? A trecut ziua? Am uitat total. A venit a doua zi, nu știu ce inspecție, instructorul nostru de morse i-a dat niște băuturi, că aveam un sergent care făcea chestia asta, aveam un locotenent care avea deasupra lui un capitan și fiecare pasa responsabilitatea mai jos până la sergent, care sergentul dădea unui căprar. Ai și tu grijă de sală, să înveți ăștia? Pleca și sergentul la băut și noi ne distram. Că bă, caporalul era de-a nostru, de ciclul nostru, da? Deci cam asta e. Și voi credeți că dacă mâine Statele Unite, NATO, cu ăștia, cu rușii sau cu chinezii, s-ar gândi ei să pornească războiul ăl mare și să arunce bombele nucleare unul spre celălalt, ti-ti-ti, tatataul meu ar salva pe cineva? Nu, aș fi tot infanterist prost sau egal victimă. Vă asigur eu că orice persoană care pleacă la război, cu condiția să nu-i luăm în calcul pe aia care sunt psihopați, frate, orice persoană care pleacă la război e luat cu forța de acasă
și dus să se bată în altă parte la ordinele unor tipi care stau acasă, ei ar prefera să fie în altă parte decât la război. De aceea, să nu luăm în discuție și să n-aud pe nimeni vorbind despre vitejia și dăruirea armatei române. Păi aia durtă în cur de războiul lor să se bată generalii. De câte ori n-am auzit sintagma asta? Dar trebuie să la război că trebuie, că altfel mă împușcă ca dezertor. Sforța, eu n-aș vrea să fiu aici. Să trag în cine? Într-un nene pe care nu-l cunosc. Nu l-am văzut niciodată, nu mi-a făcut nimic. Hai, nu, mi-a invadat țara. Nu mi-a invadat țara. L-a forțat cineva să intre la mine în țară și pe el. Și eu trag în el, el trage în mine, ne împușcăm ca proști, rămânem fără mâini, fără picioare, orbim și nici nu ne cunoaștem, nu ne-am făcut nimic unul altuia. Faptele de vitejie ale poporului, ale armatei române. Armata română, citiți cărțile de război, al doilea război mondial, scrise de alți autori decât pupincuriștii români. Faptele de vitejie ale armatei române au constat în a încerca disperat să supraviețuiești. Și spun, delimitez armata română față de alte armate, pentru că alte armate erau și echipate cât de cât de război. De asta spun, încercați, dacă aveți ocazia, să citiți alți scriitori care au scris despre războaie. Nu scriitorii români, că scriitorii români, chiar și ăștia noi acum, au rămas cu aceeași mentalitate de sus, cravata, jos, cravata. Să ridicăm în slăvi faptele de vitejie ale armatei române în al doilea război mondial. Ăia săracii erau muritori de foame. Dacă ei să-mi vină un scriitor, acum e unul foarte popular în România, într-o perioadă, Sven Hassel. Sven Hassel, care scria în cărțile lui că românii abia aveau cu ce să-și hrănească trupele. Erau muritori de foame. Trebuiau să fure din ogrăzile oamenilor. Ale cui? Românilor! Evident! Ca să poată supraviețui. Le luau găinile la oameni din curte și ăia nu vroiau, bineînțeles. Dar soldat nu trebuia să trăiască și el, că altfel murea de foame. Și mergeau noaptea și mai șuteau găini. Îmbrăcați în aceleași haine în care s-a făcut și primul război mondial. Și pe care le-am folosit și eu și pe care le-a folosit armata română până mult după anul 2000. Aceleași haine din primul rând, postavul ăla, da? Pentru că la noi s-a gândit armata foarte bine. Cine a gândit-o? Foarte bine a gândit-o. Sper că a murit omul ăla și că pe lumea elaltă a ajuns într-un cazan cu smoală îmbrăcat în porcările alea de uniforme din postav, care la prima ploaie, ele aveau 80 de kg deja, hainele alea, la prima ploaie își triplau greutatea. Și după aia te întreabă, dar de ce nu faci 100 de metri în 5 secunde? Cum, rahat, să alergi 100 de metri? Dacă ăla trage în mine din față, eu mă mișc așa, că nu pot altfel, că am haine de postav care au 100 de kg. Ca urmare, cum mă numesc? Țintă. Practică. Așa a fost gândit. Niște bocanci, luați bocanci ăștia, miți cu trei numere mai mici. Și ce vrei, frate? Dacă așa e nesimțirea, era cel puțin, acum nu știu dacă s-a schimbat. Vrei să vin să-ți șlefuiesc eu piciorul? Ghinion, asta este. Da? Dom'le, dar nu văd nimic, că-mi cade boneta sau casca pe ochi, că e atâta. Și capul meu nu e atâta. Și ce vrei, mă, să-ți fac eu, da? Asta a fost, armata română a fost prost finanțată, prost utilată, prost îmbrăcată, prost hrănită. Da, dar în schimb i-au luat, bă, ce ești tu, țăran, la armată cu tine la război. De ce? Am eu chef, generalul cu tare, să ne batem cu ea. De partea aia altă și a lor, la fel. Ce ești tu, țăran? Te-au să încerc eu alte să ne batem cu români, pe ei adunarea. Și românii ăia proștii să bat? Și ăia de sus stau cu șampanie și cu monoclu la ochi. Curați, îmbrăcați, cu cizme bine făcute, merg pe la baluri. Ce fapte de arme ați mai făcut, domnule general? Păi am cucerit Budapesta. Am eliberat Budapesta. De la cine? De la armata germană. Armata germană nu vroia să fie în Budapesta în primul rând. Armata germană, soldații germani vreau să fie la ei acasă, dând la bucă la neveste și făcând copchii. Și să fie pace.
Ei nu vroiau să fie acolo, nici ei. Nici noi, nici ei. Ăia de sus, în loc să bată cu revolverele ca pe vremuri, doi generali, unul german și unul rus, au vrut ei să facă un război. Da, doi idioți, Stalin și cu Hitler. Să se găsească ei unul pe altul pe un câmp și să facă un duel de ăla cu revolverul. Fac cu revolverul, am zis, da? 10 pași, 1, 10 pași, tu nu știu să puște între ei. Care a murit? Hitler. A pierdut Germania. Gata. Și s-a terminat cu războiul. Ei, toată lumea aplaudă, soldații se pupă, pupați și încurajați toți piața universității, fiecare pleacă la el acasă. Ăsta văd eu un război de bun simț. E atât de simplu. Și ăștia ai noștri la fel. Vor neapărat ei să intre peste tot în război. Noi n-avem nici măcar arme pentru armată. Ne dau alții. Se vorbește de alea 20 de focoase nucleare care urmează să intre în România. Zvonuri desmințite deocamdată de Ministerul Apărării Naționale. Dar sincer, mie mi-ar conveni. Deci am avea și noi arme în sfârșit în țară. Că toată lumea își face arme nucleare, inclusiv Coreea de Nord. Care Coreea de Nord, sunt 5 oameni muritori de foame, din care 3 lucrează în complexul nuclear. Și bineînțeles, sunt buibații din partid, de sus. Ca așa e și la ei, ca și la noi. Da, am avea și noi arme nucleare. Nu că am fi noi o putere nucleară, că noi nu avem echipamentul să le lansăm. Da, am avea și noi acolo. Da? Nu vreau să fac de râs armata română. Spun doar că sunt convins, chiar și în momentul ăsta, că militarii care pleacă în teatrele de operațiuni militare ar prefera să stea acasă. Deși plata este foarte mare și se aud povești și, bine, nu chiar povești, zvonuri, sunt mare parte din ele și am vorbit cu persoane care au fost și au luptat în Irak, au luptat în Afganistan și s-au dus pentru bani. Dar s-au întors de acolo, nu știu de ce, eroi. Ei au plecat să lupte pentru bani. Eu întreb, dar de ce te-ai dus, mă, să lupți în Afganistan? Frate, ai idee câți bani câștigam? Băi, da, te cred. Adică românul civil pleacă în străinătate și muncește pe mai mulți bani, că România nu-i oferă nimic. Militarul face la fel. Pleacă și el în altă parte, unde știu că eram încă în armată când se făceau cozi. Militarii angajați pe bază de contract făceau cozi la comandantul unității cu sacoșe, uite așa, de mari, cu sticle de vin și cu damingene și cu găini și cu nevestele dezbrăcate în curul gol să le dea ăluia, numai să-i trimită în Afganistan. Se făceau cozi. De ce? Pentru că se câștiga foarte bine. Și întrebam, dar chiar vrei să pleci la război? Dar nu plec, mă, la război, că nu suntem logistică. Noi mergem acolo să împărțim hârtii, mai desenăm pe hârtie ceva, mai ne ocupăm de magazie, mai ștergem ghetele ăla care chiar luptă, da? Că suntem un popor de oameni de serviciu, noi și cu mexicanii, pentru Statele Unite. Noi suntem poporul oamenilor de servicii pe care nu le vrea nimeni. Dar chiar cu riscul să jignesc, sunt foarte puțin care să spună, bă, frate, știi, sunt director la o firmă de marketing, sunt director sau șef, m-au chemat ăștia în străinătate să fiu director la o firmă de IT. Nu, în general luăm serviciile din străinătate pe care nu le vrea nimeni altcineva, că sunt prost plătite sau e grea munca sau diverse. Asta nu spun, nu înseamnă că suntem un popor leneș, dimpotrivă, suntem un popor foarte harnic în străinătate. Și plecau aia în străinătate în Afganistan pentru bani. Nu este nicio noutate. Nu există un simț al datoriei, mai ales pentru un război care nu ne privește. Pe noi ca români. Noi afganii nu ne-au făcut nimic, irachienii nu ne-au făcut nimic. Dar suntem acolo în baza unor tratate și unor înțelegeri, alianță, prietenie, ajutorare în caz de... Noi practic ajutăm o țară să invadeze altă țară care nici ălora nu le-a făcut nimic. Da? Dar în fine, astea sunt la nivel înalt conspirații. Nu le-a făcut nimic Afganistanul Statelor Unite, de exemplu. Dar i-au invadat oricum pentru că l-au ascuns pe Bin Laden. Care nici Bin Laden nu cred că le-a făcut mare lucru, dat fiind că sunt convins că ce s-a întâmplat pe 9 septembrie sau 11 septembrie, americanii și-au făcut-o singuri, tocmai ca să aibă motiv să intre în Afganistan. Da, e o poveste întreagă. În fine, nouă ca români, afganii, în afară de opiu și de golf, nu ne-au dat nimic. În fine, și plecau ăștia în străinătate în Afganistan, disperați, v-am zis, se rugau săptămâni, zile întregi, săptămâni întregi de comandantul unității să le aprobe,
să plece în Afganistan pentru bani și acolo se întâmplă că ei nu sunt pregătiți. Sau în fine, hai să zic, să folosesc trecutul totuși, da? Că nu vreau să-i jignesc pe ăștia care încă trăiesc. Dar pe vremea când făceam armata, nu erau pregătiți să iasă să lupte la nivel de Statele Unite, de beretele verzi, de da, legiunea străină franceză, etc. Nu, românii nu erau, s-au dus ca logistică. Și se întâmplă să mai și moară. Asta este. Moartea unui om e o chestie teribilă. Să irosești o viață umană pentru un război care pe omul ăla nu-l privește, el sărac se duce să câștige mai mulți bani, să trimite acasă la familie, să o ducă mai bine. Ce n-am înțeles, de ce se întorc eroi după chestia asta? Aici nu reușesc să pricep și aveam o discuție cu Ciprian Mancaș pe Facebook, în urmă cu ceva vreme, că sunt români eroi care se... De ce ar fi eroi? Nu s-au dus să lupte pentru mine, nu m-au apărat, nu m-au ajutat cu nimic. S-au dus pentru bani, declarat, recunoscut, spus din propria gură, pentru o salarizare mai mare. Nu s-au dus să apere România cu absolut nimic. Aperi România în interiorul granițelor, nu în exterior. Când te duci în exterior, se cheamă că invadezi, ataci. Nu aperi. Că și la fotbal mă duc să le rup picioarele la aia de la terenul ălălalt ca să-mi protejez portarul. Bă, bă, cum, ce? Da, am putea intra în niște polemici aici, că băi, se numește atac preemptive, cum se cheamă, da? Ca să nu ne atace ei pe urmă. Și asta e gândire de paranoic american. Îi atacăm pe toți ca nu cumva să ne atace ei vreodată pe noi. Asta e gândire de paranoia american. Da, și am plecat de la 23 august. Am făcut exact aceeași chestie și pe 23 august. Eu sunt convins că toți oamenii din armata română din al doilea război mondial, în marea lor majoritate, țărani, oameni luați din mediul rural, ar fi preferat să fie în cu totul altă parte decât în al doilea război mondial. Deci faptele de vitejie ale armatei române... Sunt convins că există acte de eroism și acolo. Îți aperi camaradul, îl cari în spate 20 de kilometri ca să nu-ți moară cu piciorul amputat. Sunt. Bunicul, de exemplu, bunicul Zaharia, de la Cordun, a fost sanitar pe front și mi-a povestit o mulțime de chestii. Da, sunt fapte de omenie, nu de vitejie. Când a mers 20 de kilometri cu nu știu ce camarad în spate, băgase morfină în el sau nu știu ce dracu, că n-a, cred că aveau românii morfină în al doilea război, război mondial, probabil că i-a dat anestezie românească, da? Și l-a târit pe om 20 de, sau 5, 10, 20 de kilometri în spate până dincolo de linia frontului ca să-i acorde în siguranță ajutor. Da, și nu ridic pe bunicul în slăvi. Sunt povești pe care mi le zicea el și mi se făcea pe rămăciucă. Dar la finalul finalului, orice militar aflat pe front întrebi ar prefera să fie în cu totul altă parte decât acolo. Ai o familie, are nevastă acasă, are copii, are niște porci, găini, are o livadă, are două pogoane de grâu de lucrat sau de porumb. Sau... Înțelegeți? Și ar prefera să fie în cu totul altă parte. Deci să n-aud povești de vitejie a armatei române. La 23 august ce s-a întâmplat? Am fost ca de fiecare dată o nație de curve. Am întors armele împotriva propriilor aliați. Că noi facem chestia asta inclusiv acum, chiar dacă erau aliații proști, aliații greșiți, bă, trebuia să mergem până la capăt și să murim cu onoare. Și să pierdem onorabil. Așa am întors armele împotriva propriilor aliați, i-am pupat în fund pe ruși și ca urmare ne-au gratulat luându-ne și Basarabia. Pe lângă Tezaur și Bucovina de Nord. Plus cadrilaterul. Plus că nu mai avem voie să avem flotă niciodată. Ca urmare a pierderii războiului, deși am luptat și de partea învingătorilor. Și l-am pierdut și pe rege. Tăte la grămadă. Da? Nu știu, am băgat și regele aici la grămadă. L-am băgat așa ca idee. Nu vă luați după mine. Deci noi, la 23 august, singura chestie bună legată de 23 august e că a fost ziua națională a României, care era dracului vara, frate. Acu' e decembrie. Da? Da, singura chestie bună, într-adevăr, și aș fi păstrat 23 august ca zi națională, pentru că era naibii vara, bre.
Altfel, uite cum e afară acum, nu e cald, nu e rece, nu plouă, e super ok, să fie zi națională, bre. În rest nimic. Singura chestie pe care 23 august marchează, din punctul meu de vedere, în istoria României, este că am dovedit pe plan european că suntem niște curve. Întorcându-ne cu spatele la cel care ne mușcă și cu fața la cel care ne împușcă. Și pierzând pe ambele părți. Bun popor. Popor a făcut ce a vrut ăla de sus. Și ăla de sus, și nu mă refer la Dumnezeu, ce e de deasupra. În 1821 Mexicul și-a câștigat independența față de Spania. Ai, 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 caramba! Hong Kong a fost anexat la Marea Britanie în 39, sclavia a fost abolită în coloniile britanice, Japonia declară război Germaniei și bombardează Qingdao în China. Adică tot pe 23 august și Japonia, tot în 1914, a întors armele. A declarat război Germaniei, pardon. Germania nazistă în 39 și Uniunea Sovietică au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, al cărui protocol adițional secret stipula împărțirea Europei de Est și Centrale între cele două puteri și a stat la baza declanșării celui de-al doilea război mondial. Tot în al doilea război mondial, România a ieșit din alianța cu puterile Axei, trecând de parte aliaților, lucru care într-adevăr a dus la scurtarea războiului cu niște săptămâni. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate de regele Mihai I al României și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu. Tot în 44, Marsilia a fost eliberată de aliați. În 56 se înființează Biblioteca Centrală de Stat în București, Ilie Năstase devine lider mondial în clasamentul ATP, poziție păstrată timp de 40 de săptămâni, 2 milioane de oameni au demonstrat în țările baltice în favoarea independenței față de URSS, dându-și mâinile și formând un lanț uman de 600 de kilometri de la Vilnius la Tallinn. În 1990, Armenia își proclamă independența față de Uniunea Sovietică. La mulți ani, Andra, Fuego, Ahmad Kadyrov, Andrei Pleșu, Augustin Deleanu, Gene Kelly. La revedere, Stanford Moore, Bartolomeo Vanzetti, Nicola Sacco, Rudolf Valentino, actor de origine italiană, mort în 1926. La moartea lui Rudolf Valentino, o poveste interesantă, sute de fane s-au sinucis încercând să-l urmeze în mormânt pe cel care a fost Rudolf Valentino, unul dintre cei mai iubiți fizic actori din istorie. Este ziua internațională a comemorării comerțului cu sclavi și a abolirii acestuia. Astăzi este ziua internațională a comemorării comerțului. Băi, mai țineți minte, să făcea comerț cu sclavi. Da, eu zic să serbăm, că nu se mai face. În Bulgaria este ziua Armatei Populare Bulgare. Marchează începerea luptelor decisive în războiul ruso-turc din 77-78. În România, 23 august a fost sărbătoarea națională între anii 1948 și până în 1989. Nu, stai că ăsta e 1 mai. Ce se cânta pe 23 august? Ceva. În Armenia, vă spunem, este sărbătoare națională. Bun. Cam astea ar fi... Se făcea pe 23 august, gândiți-vă că am prins o grămadă de 23 augusturi, și pe lângă sus cravata, jos cravata, conducătorul nostru este cel mai bun, e Ceaușescu și poporul, da? Românii se simțeau bine când puteau să se simtă bine cu ce aveau ei la îndemână, de o zi liberă, după cele 7 ore de paradă, se simțeau bine. Mi-aduc aminte, tata ne scotea pe toți, mergeam în parcul municipal, unde în foișor era o mică fanfară care cânta live și v-am mai povestit, parcă nu era foarte idilic. Era plin de oameni care mergeau cu barca, se dădeau cu barca, nu erau încă hidrobiciclete și nici
lacul nu arăta exact cum arată acum, deși are aceeași formă, dar aveam acces pe toate insulele, inclusiv pe aia pe care acum sunt lebedele, și se mâncau mici, adică mergeai cu barca și coborai pe insulă, da? Și acolo puteai să mănânci mici, pe care îi luai evident de la tarabă, nu îi făceai tu acolo pe insulă, să-i dai tu un cartonaș de ăsta cu 5 mici, bere înghețată de aia ca pachetele de unt, hai că poate țineți minte cum dracu polar, cum se chema, da? Cu care ne ungeam pe toată fața, că n-aveai cum să o mănânci, știi? Era ca un pachet de unt înverit în hârtie, corect? Când desfăceai un capăt, începea. Și te ungeai pe toată fața, încercând să o mănânci cât mai repede. Și ce mai era prin parc în perioada aia, 23 august, când eram eu mai mic? Niște bulgări de popcorn dulce, care costau 3 lei, da? Țineți minte toate astea? 23 august era o sărbătoare foarte faină. De ce? Pentru că era vara, bre. Era vara și oamenii, într-adevăr, ieșeau și se jucau tot felul de jocuri în parcul municipal și cânta fanfara aia și se dădeau oamenii cu bărcile și nu erau atâtea ciori și era porcăria aia de loc pentru copii unde ne rupeam fundul și nu doar la pantalon, fundul de adevăratele cu tot, cu carne, în toboganul ăla de fier care era făcut uimitor la o întreprindere locală. Toate jucăriile alea de acolo, tot ce înseamnă spațiu de joacă în parcul municipal a fost construit local și au durat 10 de ani, au rezistat 10 de ani, fără să trebuiască nu știu ce chestii de la Uniunea Europeană, de siguranță, etc. Copiii au căzut și or să cadă și o să cadă în continuare sute de ani de acum încolo pentru că sunt copii. Și o să se lovească și o să facă vânătăi. Și de atunci a rămas cu vorba. Copilul care n-are vânătăi în genunchi înseamnă că e bolnav. Un copil care nu-i julit, nu-i lovit, nu s-a zgâriat, nu-i curge picături, înseamnă că e bolnav, frate. Un copil sănătos aleargă, cade, se lovește, se ridică, cade din nou. Învață că, bă, nu mai trebuie să cad. Da? Și era foarte fain. Și se bea multă bere și se băteau oamenii și atunci și se îmbătau. Și se tăiau cu cuțitele și atunci. Să nu credeți că era fantastic, dar era vara, bre. Și era foarte faină și ne dura la bască de ce anume serbăm pe 23 august. Nu ne interesa că e 23 august, ziua în care viteaza curajoasă armată română a întors armele împotriva cotropitorilor fasciști. Nu! Ne simțeam bine și ne bucuram că era vară, era cald și toți oamenii din oraș ieșau unde? În parc! După orele de paradă, na, așa s-a nimerit să fie și ăla, trebuia să-l ridicăm în slăvi. Dar oamenii ieșeau și se simțeau bine că era vară și era un motiv în plus să socializeze. Evident, nici la televizor n-aveai ce vedea. Nu exista internet și presa care apărea cele 2-3 cotidiene erau tot cu 23 august, cu minunatele realizări ale Partidului Comunist Român și ale tăticului și mămicii poporului român, cuplu Ceaușescu. Și citeam presa. Citea tata din când în când. Mi-aduc aminte bunicului Fogel de la Hacienda de lângă cimitirul evresc. Îi plăcea să-i citesc eu din ziar. Stătea omul, să-l fi văzut, întins, avea el un loc al lui în care stătea pe un butoiaș de ăla, care cred că a fost petrol în ea într-o perioadă, sau măsline, una din două, și stătea pe ăla rezemat de peretele casei și eu îi citeam din ziar. Și aproape că adormea moșul. Moșulețul adormea și eu îi citeam din ziar. Și era 23 august și era cald și era bine și era liniște și era pace, bă. Era pace. Că nimeni nu-și dorește războiul. Dintre oamenii de rând. Și îl doresc că e de sus. Omul care a prezis marele război zice, toată lumea va fi implicată în următorul război. Ia uite, dracu, trebuie să fii mare predicător ca să-ți dai seama de asta. Că dacă mâine pornește un război, e clar că va fi un război total și că vom rămâne o treime, dacă avem baftă, din cei care suntem acum. Puține persoane au prevăzut ororile primului război mondial. În 1901, bancherul Jan Bloch și-a expus viziunea despre unitatea militară a Marii Britanii. Conform descoperă.ro, cu 30 de ani înainte de începerea primului război mondial, unitatea militară britanică a fost avertizată că operațiunile de... Și vorbim de... Eu vorbesc de următorul, mă, de al treilea.
Vreți să fac o previziune? Vă rog, păstrați această emisiune. Păstrați-o undeva, salvați-o pe un hard disk. De fapt, va rămâne pe internet, pe canalul nostru de YouTube, Roman24 Online. Sper să rămâne și pe Facebook veșnic, tot pe Roman24 Online, mult după ce site-ul nostru, roman24.ro, va dispărea pentru neplată, că inevitabil ajungem acolo. Fac eu o previziune. Suntem în 2016. Până la sfârșitul anului 2020 va fi un război. Deci nu o să ajungem pe 31 decembrie 2020 și va fi un război. Un război care va cuprinde inclusiv țările europene. Dacă se adeverește previziunea asta, le urez tuturor colegilor din presa din viitor să mă treacă cu neamțul cu apostrof la mare prezicător, că Baba Vanga, ați trecut-o, Baba Vanga, da, nu cum o chema pe femeie, Arsenie Bocal, puneți cu poza cea mai frumoasă mereu, previziunile părintele Arsenie, ea pe mine, peste 20-30 de ani, supraviețuitorii acestui al treilea război mondial, care vor lucra în presă, să-mi găsească dracu și mie o poză mai ca lumea și să mă treacă Musai Neamțu cu Y, cu Y, cu apostrof. Da? Nu TS, nu TZ, cu ț, cu diacritice, Neamțu, cu apostrof, prezicător, mare prezicător al anilor 2016. Vă rog tare mult, pentru că vreau să intru în linia și cine știe, poate Biserica Ortodoxă Română mă va trece și pe mine în rândul Sfinților. Sfântul Neamțu, serbatul 23 august. Vara vreți să bucur oamenii de ziua mea. De ce în rândul Sfinților Neamți? Pentru că se pare că noi suntem genul ăla de popor care merge și acum pe prediceri, pe predicători. Noi mergem pe, există legende care spun că se va întâmpla. Noi nu avem ce treabă cu știința. Nu ne interesează să evoluăm științific, să gândim un stil de viață mai bun, mai sănătos pentru toată. Noi mergem pe prediceri, bre, din astea, cum dracu se cheamă, pe predicții. Da? Mai avem acum o clarvăzătoare care zice când o să-ți bagi tu deștul în fund. Și pe toate canalele TV și în toate ziarele. Nu știu cum dracu o cheamă așa de importantă ce mie. Da? Aia știe orice. Când tot ce trebuie nu e să fii clar văzător, ci să urmărești firul evenimentelor. În momentul în care toate țările încep să certe între ele, poți să te asiguri că în scurt timp vor ajunge să se bată. Nu trebuie să fii clar văzător să-ți dai seama de treaba asta. Când țările încep să se certe între ele, nu țările, conducătorilor nu le mai ajunge ceva, aerul probabil acum nu le mai ajunge. Când conducătorii ajung, așa, se va ajunge la război. Și când se ajunge la război, dat fiind că X s-a împăcat cu Y să-i cânte la nuntă, iar W trebuie să-i taie moțul lui X, e clar că ăștia trei vor pleca împotriva lui K, B și A, care și ei s-au împrietenit și au stat la bere împreună. Și se vor bate între ei. Dar nu ei, ci popoarele pe care au jurat să le protejeze. Ăia se vor bate. Popoarele pe care ăștia de sus au jurat cu mâna pe Constituție și pe Biblie, asta arată câtă credință și câtă încredere poți să ai în ei, da? Pe Biblie și pe Constituție și pe codul penal sau pe ce dracu să mai jur acum, au jurat să apere și să protejeze nu doar valorile, că mă frec pe ele de valori, frate, valorile se schimbă, dar să-și apere populația și să o protejeze de rău, ăia te trimit să mori bătându-te cu alții care au primit aceleași asigurări din partea conducătorilor lor. Cât de idiot este războiul? Da? Noi suntem asigurați de conducători că nu o să se întâmple nimic rău. Exceptând, evident, situația în care te obligă să-ți faci rău bătându-te cu alții care au primit exact aceleași asigurări de la ei lor. Și noi ne batem ca chiorii și murim și ăia de sus stau și bă, frate, cred că am pierdut. Cam câți oameni ți-au murit, mă, Ivan? Pe vreo 6 milioane. Bă, și mie vreo 25 de milioane. Eu zic să ne oprim. Că, în mare, tocmai v-am rezumat în 5 secunde al doilea război mondial. Da? Hitler și cu Stalin. Bă, frate, eu zic să ne înțelegem. Parcă ești bă de treabă. Și tu ești bă de treabă. Nu-mi place mustața, dar e ok. Uite, unde aia mai bogată, cum am și eu. În schimb, uniformele sunt cam la fel. Da, uniforme militare, fain. Ce facem? Bă, eu zic să le luăm la ăștia pământul.
Adică, uite, împărțim, tragem așa o dungă pe Europa. Partea asta e a mea, partea asta e a ta. Bun, după aia ăștia doi au început să se bată între ei. Bă, frate, știi ce? Nu mi-a plăcut dunga. Ai tras, băi, Hitler, nu te supăra, Adolf, ești băiat de treabă așa, dar dunga aia ta parcă nu mi-a plăcut. Eu zic să ne omorâm, eu 25 de milioane și tu vreo 15 de oameni. Păi cum să-i omorâm, mă, să-i punem să se ucidă? Nu fi prost, mă, Adolf, dar ce gândești așa puțin? Îi punem să se bată între ei, mă. Și gata, războiul. După ce au murit 60 de milioane, 15 milioane, 6 milioane, 80 de milioane, a apărut și... Vai, era să zic acum o tâmpenie, să-mi sară toți evreii în cap. Matematic vorbind, nu se poate să fi fost atâtea victime, s-au făcut calcule peste calcule peste calcule, nu se poate, niciun crematoriu nu poate arde în fiecare 5 secunde câte 25 de evrei. Dar în fine, asta iartă, intru la sub codul penal deja. Nu spun că n-a existat holocaust, a existat un genocid, au murit o mulțime de oameni din toate națiile, nu doar evrei, n-ați auzit pe nimeni să sară așa de mult în sus, dar în fine, legea mă obligă să le dau dreptate. La final, după ce au murit toți oamenii ăștia, s-a întâlnit din nou Hitler cu Stalin și au zis, băi, știi ce, eu zic să ne oprim. Și s-au oprit. Unul s-a sinucis și ălalt s-a numit învingător. Ăsta e războiul. În 15 secunde. Clar văzătorii care văd războaie, nu trebuie să fii clar văzător. Se vede, se pregătește. Rusia își împinge influența din ce în ce mai mult peste granițele pe care le avea inițial. Angel la războiul rece, da? Rusia își împinge influența puternic și aliații noștri NATO și prietenii noștri din Uniunea Europeană ne-au lăsat iarăși o singură țară latină într-o mare slavă. Și o să pierdem din nou, că nu-i primul război pe care îl pierdem. De fapt, nu știu dacă am câștigat vreun război vreodată, noi ca români. Poate profesorii, nu m-aș baza pe profesori de istorie, că și profesorii de istorie au învățat de pe aceleași manuale ca și mine. Și manualele de pe care am învățat noi, numai că n-au zis că Adam și Eva erau români și purtau costum tradițional românesc. Da? Așa erau făcute manualele atunci. Nu știu dacă am învățat istoria corectă a României în școală. Și nu cred că încă se învață istoria României în școală. Noi, ca români, nu știu dacă am câștigat un război. Vreodată. Dat fiind că ultimii 1500 de ani am fost mereu sub conducerea altei țări. Sau sub influența altei țări. Neatârnarea și, nu știu cum să zic, independența noastră este o chestie așa idilică, dar utopică. Nici în momentul acesta noi nu suntem independenți. Jumătate din teritoriu, nu, hai să zic, un sfert din teritoriu este dorit de țara vecină, e reclamat de țara vecină, un sfert din teritoriu este deja înstrăinat, cu slabe șanse de a intra în posesia acelor terenuri și acelor țări întregi acolo, vorbim de Republica Moldova, de Cadrilaterul, de Bucovina de Nord, da? Dar nu le mai luăm niciodată înapoi. Conducătorii noștri sunt aserviți oricărei alte cum să-i spun, entități, numai poporului român, nu? Despre ce independență vorbim? Noi nu avem nici măcar independență energetică. Nu producem în momentul ăsta nimic. Tot ce avem, exportăm, vindem. Ca pe vremea lui Ceaușescu, dar e mult mai frumos colorat. De ce? Că vorbim de euro, nu mai vorbim de dolari. Și că putem ieși din țară. Adică cine vrea să scape, are șansa. Încă mai are șansa să iasă din România. Dacă pe vremea Ceaușescu oamenii își doreau cu ardoare să iasă din România, dar nu puteau, că trebuia să treacă ilegal, să meargă pe râuri, să traverseze Dunărea în note, etc. Dar acum se poate ieși. Se poate ieși, dar statul a făcut tot posibilul să nu ai cu ce. Să nu-ți ajungă banii. Păi dacă iei un salariu, ajungi până la Timișoara. Cu banii pe care iei, cu 1000 de lei, ajungi până la Timișoara. Și la Timișoara te întorci că nu mai ai cu ce să pleci mai departe, nu mai ai bani. Plus că ai îmbătrânit, ai ajuns la 90 de ani. La Timișoara cu CFR-ul. Deci, practic, diferențele nu sunt. Da, avem libertatea presiei, că pot să spun toate chestiile astea.
fără să mă aresteze imediat securitatea. Bun, e clar, o diferență majoră. Dar faptul că le spun și că n-au nicio valoare, că nu te bagă nimeni în seamă, și chiar dacă mă aud, chiar să spun, băi, dacă mâine aș spune Traian Băsescu, am dosare, uite, așa de mare despre el, l-ar durea în fund. De ce? Pentru că sunt intangibili. Nu Băsescu, oricare politician. Pentru că sunt intangibili. Au legile făcute în așa fel încât să, așa și... Dom'le, dar te-am prins, uite, am hârtii care demonstrează că ești vinovat. Așa și... Ce-i să-mi faci? În cel mai rău caz, arest la domiciliu. Și nu știu dacă ai văzut ce domiciliu au ăștia. Și eu aș face arest la domiciliu acolo. Ar fi ca la spa. Au descoperit ăștia un cimitir medieval, nu o să vă vine să credeți unde, în curtea unei biserici. Da? Băi, dacă îl descopereau pe fundul mării, se vorbește despre insula lui Ahile, că ar fi insula Letea. Da? Eu personal aș fi mizat pe insula șerpilor. În legende spune că e la gurile Dunării. Alte legende spun că e pe, în Pontul Euxin, singura insulă de Pontul Euxin, Marea Neagră, este insula șerpilor. Aș fi mizat pe insula șerpilor. Ăștia ce că au descoperit un tumul, sau cum se cheamă, da? Pe fosta insulă Letea, acum nu mai e insulă, că a scăzut nivelul apei, dar pe vremuri, cu 2-3 mii de ani, acolo era o insulă și că acolo ar fi înmormântat Ahile. Despre ce vorbim? Vă spun imediat. Dacă am fi locuit în cu tot o altă țară, orice altă țară, și ar fi venit un arheolog, un profesor universitar sau cine a spus prima oară teoria asta, guvernul țării respective ar fi alocat imediat o sumă impresionantă ca să vadă dacă da sau nu. De ce? Păi să găsești mormântul celui mai mare erou din istoria antică, Ahile. Nu Terchea Berchea. Ahile. Semizeu. A crezut a fi aproape nemuritor. Imposibil de ucis, pentru că măsa l-a scufundat în Styx. Legende, da? Ținându-l de călcâi. Să presupui că mormântul lui Ahile e la tine în țară, păi eu să fiu Ministerul Culturii aș aloca o sumă imensă ca să văd că e acolo, să-l scot la suprafață și să-l redau omenirii. Nu, ăștia au descoperit un cimitir unde? În curtea unei biserici. De parcă nu ar mai fi cimitire. E adevărat, există un cimitir medieval care datează în secolele 16, în secolul 16, în curtea bisericii Sfântul Gheorghe din Botoșani. Da, nu o să vă vină să credeți. În curtea bisericii se mormântau oamenii și pe vremea aia. Mai ales cei care donau mult, erau îngropați la loc de cinste cât mai aproape de biserică. În spatele bisericii. Nu e o noutate, deci e așa de mare, extraordinară, fantastică descoperirea. A, să aibă 2000 de ani, 3000 de ani, 5000 de ani mormintele astea și să fie în Sfântul Gheorghe, dar să scrie în română? Da, înțeleg, descoperirea asta ar fi fantastică. De ce? Pentru că ar demonstra că românii au fost acolo primii. Da? Dar așa l-au descoperit la Botoșani, bre, în curtea bisericii. E ca și cum ai spune, descoperirea extraordinară, era un preot în altar. Dar ce-i fi vrut să fie un ospătar? Nu, un preot, că acolo e locul lui. Da, în fine, o biserică veche din anul 1551 și un cimitir care datează secolul 16. Absolut normal. Bine. Să punem capetele... Capete... A, să...
Băi, aveam un comentariu pentru chestia asta și bag seama că l-am uitat. Să punem capete de porc la granițe ca să-i speriem pe refugiați, este propunerea șocantă a unui europarlamentar. A, da, mi-am ars aminte de comentariu. Domnul europarlamentar maghiar, deci tot ce auziți în partea aialaltă sunt colegii mei care vorbesc între ei. Da? Atât respect avem pentru emisiunea mea. Un europarlamentar maghiar a propus ca pe gardurile frontierelor Ungariei să fie puse capete de porc pentru a împiedica pe refugiați să intre în țară. Știți vorba aia americană cu un măr pe zi ține doctorul departe? Ceva de genul ăsta, presupun că în capul lui de idiot funcționează așa chestia asta. Pui un măr aici și nu se apropie medicul de tine, bre. Domnule, dar mi-a rupt mâna. Ai mâncat mere, da. Îmi pare rău, nu pot să te ajut. Mă respinge ca polii magnetici inversați. De același fel. Mă respinge. Eu m-aș apropia, dar mărul măsii... Bă, nu putea să fie o pară, un pepene, trei curcodușe, o boabă de stup. Nu, frate, ai mâncat măr. Pe cum să mă apropii? Domnul europarlamentar maghiar Gheorghe Șopfin, cred. Dați-mi voie să vă anunț că, la fel ca și la preoțimea românească sau la preoții de orice fel, și refugiații ăștia islamiști sunt oameni. Să predici nu mânca porc pentru că nu-ți dă voie religia este una, dar vă asigur eu că ei mănâncă în intimitatea propriei case. Mănâncă și porc. De ce? Că e un animal bun. E bun la gust. La fel ca și preoțimea românească, Beoreu, care îți spune nu fă aia, de aici există vorba aia, nu fă ce zice popa, fă ce face popa sau cum dracu era, da? Și ei sunt oameni. Și dacă un preot îți va spune ție, nu bea vin că o să ajungi în iad, și toată omenirea chiar pune botul la porcăria asta și nu mai bea vin, el va bea vin la el acasă. De ce? Pentru că bun e vinul Gheorghiuliu. Da? Deci dacă pui capete de porci, asta nu înseamnă că nu o să-ți intre imigranții în țară, ci că o să le ia și o să facă friptură din ele. Nu să-i vadă ceilalți, pentru că l-ar omoră cu pietre. Dar undeva el va tăia niște șurici. De ce? Pentru că e bun la gust. Da? Deci una este că asta e religia la final. La asta se rezumă religia. Să impui punctul tău de vedere asupra celorlalți, amenințându-i cu viața de apoi. Corect? În mare asta este religia, la asta se rezumă. Credința este cu totul altceva. Credința zice, bă, fii bun. Dacă nu ești bun, nu ești bun. Dacă vrei să fii rău, fii rău. Treaba ta, cap tot de preț. Corect? Dar sfatul meu e să fii bun. Nu, religia zice cu totul altceva. Religia zice, faceți cum vă zic eu. De ce? Pentru că și eu la rândul meu am făcut cum mi-au zis alții. De ce? N-am idee, dar dacă mi-au zis, așa am făcut. Da? Și de aici și povestea asta, cu nu mâncați carne de porc, că e rea. Dar de ce? Pentru că așa ne-a zis nouă imamul, care și căruia și lui i-a spus la rândul lui alt imam. Și toți și-aș de ei n-au idee de ce nu le place carnea de porc. Sau nu le place, n-ar trebui să o mănânce. Că li s-a spus din strămoși, bă, nu mâncați carne de porc. Ok. Dar dacă le-i arunca un porc în curte, undeva la adăpostul întunericului, ca să nu-i vadă ceilalți, pentru că îi pedeapsă cu moartea, da? L-ar lua și l-ar mânca. Și ar durea în fond de religia aia. Că religia nu-i pentru unii. Religia este pentru aia cu care gândesc puțin. Cine are credință, o are oricum. Nu trebuie să vină un preot sau un muftiu sau un imam sau un mă sau băgheață să-i spună, bă, trebuie să fii credincios. Nu, frate, o am sau nu am. Nu trebuie. E liberul arbitru. Credința este una, religie e cu totul altceva. Au venit flamingo în România, mă. Deci, pe lângă vultura la care s-a întors vă 22 de ani, extrem de lungă viață pentru o pasăre, patru flamingo în România. Ce se va întâmpla mai departe?
Ieri cică s-au dus deocamdată pe coastele Mării Negre sau în delta Dunării. Nu cuibăresc însă la noi. Prezența a fost semnalată la Tulcea, unde s-au deplasat mai mulți membri ai SUR care au reușit să le și fotografieze. Hai să spunem că rămân 4 flamingo aici. Ce se va întâmpla mai departe? O să facem tot posibilul să-i omorâm. Cu siguranță. De ce? Că suntem români. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem aici pe veci, nu flamingo, noi suntem pe veci stăpâni, deci n-am încredere absolut deloc în poporul român. Îmi pare foarte rău să vă spun treaba asta și văd că din ce în ce mai multe persoane care postează pe internet postează aceleași chestii. Abia aștept să plec din țară. De ce? Nu mai am încredere că țara asta poate fi reabilitată în vreun fel. Câți ani ai? 16. Pe bune 16 ani pleci din țară? Da. De ce? Nu vreau să fiu muritor de foame. Vreau să am o șansă la viitor. Mă duc să prefer să muncesc în străinătate muncile pe care cei din țara respectivă nu le acceptă, că li se par umilitoare, grele sau prost plătite, eu ca român le voi face. Le voi face bine. Pentru că voi fi plătit de 100 de ori aproape, de 10 ori aproape mai mult decât aș fi plătit în România făcând o muncă mult mai, care te responsabilizează mult mai mult. Adică pot să fiu chirurg în România sau pot să fiu electrician în străinătate și să câștig oricum de 10 ori mai mult. Un exemplu idiot, dar mi-am adus aminte de primarul care a lăsat dracu primărie, a lăsat o scrisoare la primărie într-o vineri și a lăsat demisia și n-a mai venit niciodată la muncă. Deci s-a dus să lucreze electrician în străinătate. Știu personal tineri care abia așteaptă să facă 18 ani sau au făcut 18 ani, au terminat liceul, au luat bacalaureatul și au plecat dracului din țară. Și am întrebat de fiecare dată, de ce pleci, mă? Ai învățat până acum, statul te-a ținut, România te-a ținut în școală. Da, frate, dar vreau să și trăiesc. Să am cu ce? Alții care se întorc după ani de zile din străinătate în România și abia așteaptă să plece. Bun, și de ce pleci acum? Înțeleg că n-ai serviciu acolo. Zic, te bate vreun gând să te întorci în România? Nu. De ce? Țara asta nu mai poate fi reabilitată. Oamenii și-au pierdut încrederea cu totul. Și se pleacă masiv. Îmi pare rău să spun. Poate știrile nu vă arată chestia asta. Dar România este o țară a oamenilor în vârstă. Majoritatea locuitorilor României în momentul ăsta sunt oameni în vârstă. Se vede creșterea numărului pensionarilor față de numărul celor care muncesc, se vede cu ochiul liber. De aceea ajungem la discuții de genul nouă, cine să ne plătească pensia? Că toți pleacă din țară, vom ajunge să fim o țară în care să se retragă bătrânii Europei. Dar măcar de-ar fi așa, cum e Florida. Toți oamenii în vârstă din Europa, când își ies la pensie, să se retragă în România. Deci e o țară frumoasă. E superbă. E o țară foarte faină. E o țară care nu mai are industrie, ca urmare nu mai poluează. Aerul e curat. Nu oferă aproape niciun fel de oportunitate unui tânăr. Ca urmare, nu există rush hour, nu-ți bați capul de acolo să supraviețuiești, ca bătrân să vii din Europa și să-ți cheltui pensia în România, ca o țară în care să te retragi până la sfârșit, România ar fi perfectă. Are mare, munte, iarnă, vară, lacuri cu nămol, stațiuni balneoclimaterice, da? Și ar fi un loc fantastic de retragere. Lăsați toți tinerii să plece ca de la sate spre oraș, să plece din România și să lucreze în străinătate și să le dezvolte pe alea alte țări, să le dezvolte economic, să facă parcuri industriale, uzine imense și să lucreze acolo și să rămână țara asta îmbătrânească, ușurică, nepoluată, în care bătrânii Europei să se retragă ca în cimitirul elefanților și să moară aici. Ar fi superb așa.
Pentru că, într-adevăr, ca să îl citez din nou pe prietenul care mi-a zis treaba asta, România nu mai poate fi salvată. Este punctul lui de vedere. Nu mai poate, nu salvată, reabilitată. Am ajuns la punctul ăla după care nu ne mai putem întoarce. Și poate suna sumbru, dar după un sfert de secol o ducem mai prost. Nu există nicio reformă clară și nici nu se întrevede ideea unui mai bine. A trecut un sfert de secol în care am fost conduși numai de incompetenți. Și când spun incompetenți, nu neapărat că n-au avut idei. Au avut și încă au idei, dar nu pentru noi. Într-un sfert de secol, acei 1% care ne-au condus s-au îmbogățit peste măsură. Într-un sfert de secol, cei 99% care nu conduc România au sărăcit, trăiesc de pe azi pe mâine. Trăim cu toții de pe azi pe mâine. Din cei 99%, mare parte dintre ei au ales să-și bage piciorul. În ea țară, în ea familie, în el servici, în el patriotism și așa mai departe. Patriotismul e bun, dar nu ține de foame. Și au plecat în alte țări unde ceea ce fac este respectat. Avem deficit peste 3.000 de medici. Și uimitor, deși avem o grămadă de facultăți care scot sute de medici absolvenți în fiecare an, în continuare numărul medicilor care ne trebuie crește. Dacă anul ăsta sunt 3.000 de medici care ne lipsesc, vorbim de 3.000 de medici, de locuri de muncă pentru medici care nu pot fi ocupate, pentru că nu există oameni, deși ies sute de medici anual de pe băncile facultății și nu ne lipsesc. Păi e logic, dacă până și ăștia au decis să-și bage piciorul în ea țară, mă opresc după asta, da. E clar că vă-l voi cita pe amicul ăsta al meu, mereu, care va spune mă întorc în străinătate pentru că îmi pare rău să spun România nu mai poate fi reabilitată. Va merge doar în mai prost. În această notă veselă, dragilor și dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și rămâne să ne vedem mâine, sper, la altă ediție a 24 de titluri sau câteva din ele cel puțin. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!